Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi, după toate bolile enumerate, trebuie să luăm în considerare că aceste boli apar din cel mai mult din cauza varozei. Și asta înseamnă infectarea cu căpușe acarieni, deci cu acarienii varoa. Și fiindcă el este inamicul numărul 1 a albinelor, am venit înarmat cu două tabele, după care eu unul am să merg de anul ăsta. Deci, dacă am pus întrebarea, probabil, în anumite filme, că de ce se tratează albinele în august, am primit răspunsul că este o greșeală enormă de a diagnostica familia de albine doar în luna august. Am aici un tabel după care am să vă zic câte ceva pentru diagnosticarea familiei de albine. Eu zic, o colonie de albine se rezumă la o familie pe 12 rame la ora actuală și în funcție de această familie facem diagnostic. Cum facem diagnosticul? Deci vă spun din tabel, da? Cine dorește tabelul să mă contacteze pe Facebook la mesaje private și vi-l dau acolo. Deci, gradul de infestare, lunile iunie-iulie, deci tabelul este conceput pentru luna iunie-iulie, da? Cum începem? Deci, infectare slabă a unei colonii de albine înseamnă mai puțin de 5 păduci pe zi căzuți. Infestarea puietului de trântori, fiindcă el aparține pe colțuri, este izolată. Deci, dacă descăpăcim o ramă cu de trântori, vom găsi doar aici colo câte un păduche. Infestarea puietului de albine, lucrătoare nedovedibilă, adică nu putem vedea pe albina lucrătoare păduchi. Infestarea albinelor adulte nu este vizibilă, adică degeaba ne uităm noi după păduchi pe ramă că nu o să găsim, iar comportamentul albinelor în acest caz este normal. Infestarea medie înseamnă că ar putea cădea 5-10 păduchi pe zi. Deci, dacă găsim în fiecare zi 5 păduchi, între 5 și 10 păduchi, atunci infestarea puietului de trântori din colțurile fagurilor, se specifică aici, de indiferent de ce metodă alege, este frecventă. Deci, găsim de câte ori punem o ramă din acea capcană, găsim păduchi frecvent, dar asta nu înseamnă că infestarea puietului de albina lucrătoare nu există. Există, dar rar. Deci la 5 păduchi căzuți pe zi deja avem infestare și în puietul de albină, indiferent dacă folosim rama capcană sau... Infestarea albinelor adulte nu este vizibilă nici acum, deci degeaba ne uităm pe ramă că nu vedem păduchi. Comportamentul albinelor încă este normal la această infestare, deci este o infestare medie, să zicem așa. Puternic, critic. Asta înseamnă infestare destul de mare și în acest moment vor cădea 10-30 de păduchi pe zi. Infestarea puietului de trântori din colțurile fagurilor sau a ramei capcane este aproape completă, adică găsim aproape în fiecare celulă un păduche. Aceste lucruri l-am văzut de curând într-un film de la domnul profesor Ursu, o ramă cu păduchi infectată, se înghesea acolo acarienii, erau și 2-3 păduchi în acea familie, deci foarte infestat. Infestarea puietului de albine lucrătoare este frecventă, adică aici
trebuie să înțelegem că deja sunt 2-3 păduchi. Deci fiecare a treia, a patra celulă de albin ar putea fi infestată. Infestarea albinilor adulte, adică găsim păduchi pe albina doar izolat. Deci nu există încă pe albina așa mulți păduchi încât să ne dăm seama că nu există. Deci când vedem un păduche pe albină cu ochiul liber, e clar că este o problemă. Comportamentul albinelor și în acest caz este ceva normal. Extrem de critic, adică o familie unde am citit eu, extrem de critic înseamnă că peste 30 de albine, peste 30 de păduchi căzuți de pe o colonie de albine, ceea ce înseamnă colonie pe 12 rame, aproximativ 7-8 rame cu puiet căpăcit sau puiet. Infestarea puietului de trântori este completă. Deci, fiecare celulă de trântor are păduchea. Nu mai e că unul are și unul. Deja apare simptomele de locă, americană sau europeană. Deci, fagurii cu puiet căpăcit la albine arată dezastros. Infestarea albinelor adulte. Deja apar malformații. O să vedeți albine care cad în fața stupilor. Și acolo deja e dezastru. Deci, ce să spunem, așa am avut eu anul trecut. Dacă aveam aceste informații, poate îmi făceam griji. Dar deocamdată vorbim doar de diagnosticul coloniei de albine. Deja familia de albine este foarte agitată, incoerentă, nervoasă. Ce să spun? Deci, cine dorește acest tabel să mă contacteze pe Facebook, este logic, tabelul e făcut pentru luna iunie-iulie, fiindcă dacă aceste infestări apar mai târziu de diagnostic, o să am un alt tabel pentru tratamente. Deocamdată l-am spus despre nivelul de infestare. Probabil vă voi mai face un film și metodele de tratament, fiindcă în funcție de infestare se ia anumite decizii și în funcție de tratament. Eu la mine în stupină acum urmăresc ce am luat două familii de albine și le urmăresc. Deja nivelul de varroa este undeva la 6-7 păduchi în 24 de ore. Înseamnă că acea familie va fi tratată din acest moment până când va intra în iarnă. Deci va fi tratată în continuu. Nu voi putea lua de la ea puiet căpăcit, dar asta este problema în stupina mea. Deci ce pot să zic? Încercați să vă faceți diagnostic. Diagnosticul, ca să îl faceți mai ușor, puneți hârtii A4, ungeți-le cu untură, băgați-le sub colonie și peste 24 de ore vedeți câți acarieni v-a căzut din familii respective. Bine, pentru azi atâta, voi reveni cu tipurile de tratament. Numai bine!